O plimbare prin parc sau la marginea pădurii se lasă cu urmări neplăcute dacă nu suntem atenți la inamicii din iarbă. Aflate în plin sezon de activitate pe timpul verii, căpușele pot transmite prin mușcătura lor boli virale sau bacteriene care afectează articulațiile, mușchii, inima și sistemul nervos. Ne putem proteja cu ajutorul unor haine adecvate sau a unor produse pe care le găsim în farmacii, dar odată ce insecta a intrat în piele, trebuie îndepărtată rapid pentru a evita riscul de îmbolnăvire. Conform focusprimatv.ro, mușcăturile de căpușe sunt frecvente, mai ales între lunile mai-iulie, riscul fiind crescut în special în zonele împădurite sau prin parcuri. De cel mai multe ori, mușcătura nu este periculoasă, dar sunt și cazuri în care insectele pot fi purtătoare de bacterii, care cauzează boli precum Lyme sau febra Rocky Mountain. Cei mai vulnerabili sunt copiii. Ce este mai grav este faptul că părinții încearcă să scoată singuri aceste insecte de sub pielea copiilor. Unii pun ulei pe căpușe ca să o scoată mai ușor, iar acest lucru este greșit. La o simplă plimbare în parc, nu doar oamenii pot fi expuși riscului, dar și animalele de companie, cum ar fi câinii. Veterinarii ne recomandă să evităm să îi plimbăm în zone cu iarba înaltă și să le verificăm cu atenție blana de fiecare dată când ne întoarcem în casă. În ceea ce ne privește pe noi, experții ne sfătuiesc să folosim des spray-uri repelente, hainele să fie deschise la culoare și să acopere pe cât posibil porțiuni mari de piele. De obicei, mușcăturile de căpușe sunt nedureroase și există posibilitatea ca oamenii să nu se sesizeze că au fost mușcați decât atunci când încep să apară diferite simptome. În momentul în care te mușcă o căpușă, este eliberată o substanță anticoagulantă și antiinflamatoare, care reduce durerea, motiv pentru care mușcăturile de căpușe nu dor. Căpușele preferă zonele calde și umede de pe corp, iar odată ce ajunge pe gazdă, aceasta migrează de obicei către zona inghinală, axile și păr. Când ajunge în aceste locuri, căpușa își introduce capul sub piele și începe să se hrănească cu sânge. Dacă se reușește îndepărtarea în primele 24 de ore de la mușcătură, șansele de a face boala Lyme se reduc considerabil, relatează site-ul bude.ro.